Distracția nu se pupă cu civilizația, au demonstrat-o petrecăreții care au participat în cele trei zile de sărbătoare a Severinului. După ce s-au distrat, au dansat și au mâncat, aceștia au lăsat în urma lor munți de gunoaie. Coșurile amplasate în zonele unde s-au desfășurat spectacolele artistice au fost pline ochi, iar singura soluție găsită de mulți a fost aruncarea sticlelor și ambalajelor la voia întâmplării. Un covor de gunoi, așa a rămas în urma petrecăreților pe strada Icebrătianu din Drobeta Turnu Severin, în urma sărbării zilelor orașului. Gunoaie de tot felul au fost aruncate la voia întâmplării de către cei care au uitat că se află pe domeniul public. Toate acestea demonstrează că distracția uneori nu se îmbină cu civilizația. Ne aruncă intenționat, că am văzut peste tot, sunt coșuri de gunoaie, sunt ăștia, dar omul lasă pe masă, s-o ia și le aruncă acolo, unii mai comod, așa nu merge până la... Depinde, știi, cei 7 ani de acasă. Omul nu e cinstit, mă înțelegeți? Să arunce acolo în coș sau ceva, nu vrea. Nu e civilizat, mă înțelegeți? E așa, înapoiat. Se pare că distracția nu se îmbină foarte bine cu civilizația. Ne aflăm la ultima seară a zilelor Severinului, aici unde severinenii, după foarte multă distracție, au lăsat în urma lor doar gunoaie. Acestea se întind pe toată strada Icebrătianu, aici unde au fost organizate pe perioada celor trei zile, zilele Severinului. Unii au aruncat gunoaiele la voia întâmplării, iar alții au ales să facă mizerie, însă într-un mod subtil. După finalizarea celor trei zile de distracție, angajații operatorului de salubritate din Severin s-au străduit să readucă totul la normal cât mai repede. În cele trei zile s-au adunat în jur de 60 de tone de deșeuri menajere și deșeuri care pot fi ulterior reciclate, iar în ceea ce privește igienizarea, folosim detergent biodegradabil. După cum bine vedeți, acționăm cu cele două utilaje multifuncționale pentru a spăla și igieniza străzile, precum și un efectiv de 20 de lucrători stradali. Astfel de scene au fost surprinse și în parcarea centrului comercial din zona Aluniș, acolo unde au avut loc concertele de muzică ușoară.